Dimineața. Domnul Dani, ce ne-ați adus? Pe Raluca. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, Raluca! Neatza, Raluca! Sărna! Bună dimineața! Să rămâna de la Neatza deranjăm! Da, bună dimineața! Ce făceai când te sunam? Se machia! Nu mă machiam, mă pregăteam să scriu rețeta pentru tată. Nici tu n-ai prins ieri? N-am prins, nu am prins. Îți jur, pregăteam fetița pentru grădiniță și am auzit că aveți o rețetă foarte, foarte drăguță și vroiam să o scriu, să o notez. Nu e cine știe ce, dar e ieftină. Și se face repede, asta ne interesează. Dar tu de unde știi cum e? Că n-ai mâncat. Da. N-a zis nimic de gust, a zis că ieftin se face repede. A zis nu e cine știe ce. Noi locuim aici cu niște termite în platou. Nu vă uitați la mine că n-am fost ieri. Dacă le oferi tu, toți sunt scârne. Nici nu vreau să, dar le oferi tu. Dacă lași undeva nesupravegheat o tavă plină cu tartă, se duce în sub 6 minute. Cât m-a încablat ieri, s-a dus. Da, mă rog. Puberul zice că n-a mâncat, dar l-avem pe cameră. Știi când sudezi, că când ești la beție și sudezi 2-3 țigări, nu te mai oprești? Puberul așa a mâncat ieri tarta. Deci băga cu două mâini. Zici că i-o fura cineva. Dar mă rog. Da. În cazul ăsta, slabe șanse să trimiteți la Iași. Deci, mai bine îmi notez rețeta să o fac eu. Notează pentru weekend. Cum e vremea la voi? E foarte bine, foarte plăcut. E chiar cald. Ați scăpat de frigurile alea mari. Așa sperăm. Sărbătorești ceva astăzi? Da, sărbătoresc. De fapt, noi sărbătorim astăzi în familie două aniversări, ziua fetiței mele și ziua mea de naștere. Am născut-o acum 4 ani de ziua mea. Mamă, cât de tare! Cea cu care te-ai fotografiat în Floarea Soarelui, în câmpul de Floarea Soarelui? Exact! Exact, ea e micuța mea. Uite ce frumos! Ai, de capul meu și v-ați luat și matching. Ce drăguț! Bineînțeles! Da, mergem și noi cu Ramona să ne fotografiem în Rapiță. Brațica în apa. Raluca, te pupăm, te îmbrățișăm, numai intelectuale aici la emisiune. Eu vă pup, mulțumesc pentru telefon și pentru surpriză. Să rămână, pupă și pe fetița ta. Înțelege, bănuiesc, cadourile deja? Le-a primit, din weekend tot sărbătorim și tot primim. Noi sărbătorim 3 zile și 3 nopți. O, dar ce familie! Da. La noi, eu m-am gândit că până la 4-5 ani la micul nu înțelege cadourile, așa am citit. Nu se ține. Și nu se ține, se amână. Mai bine le oferiți pentru orice eventualitate. Nu, lasă să nu se... Se reportează. Băi, mi-am adus aminte că eu am fost genul care cotrobăia peste tot, frate. Deci nu știu cum au suportat ai mei sau cum au lăsat nebătut atâta timp. Și găseai ceva? Orice. Mi-a dat gaură în șifonier și a pus lacăt în șifonier. Cine? Tata. Da, părleam de toate și am... Avem și copii care au avut o copilărie fericită și normală, tu, pubere, nu? Da, am băgat o șurubelniță și desfăceam așa. Da, uite, curiozitatea, nevoia de știință, de nou, de inedit. I-au adus substanță de contrast să bea de la ajutoare. Termin cu pustiile. Te pupa, Raluca! Piesa asta pentru tine și numai pentru tine, plus dansul ăsta senzațional, plus corpul ăsta nemaipomenit. Uite, cu bară de la trauma. Asta e, mă, să dansezi la mulți ani. Că vă doare picioarele.